De ce ne era frică începe să devină realitate. Tot mai multe firme nu mai reușesc să fie profitabile din cauza scumpirilor din energie și sfârșesc cu lacătul pe ușă. Întreprinzătorii se plâng inclusiv de măsurile fiscale din ce în ce mai stricte. Numai în primele 8 luni ale anului, aproape 10.000 de societăți și-au suspendat activitatea, cu 20% mai multe față de anul trecut. Vedeți, toate aceste mărfuri, în momentul când nu există mișcare, ajung să expire. Asta înseamnă pierdere, mai ales dacă sunt importuri, și n-ai de unde să recuperezi nimic înapoi. Constantin Dumitriu are de 4 ani o firmă care se ocupă de producția și distribuția de produse alimentare. A pornit la drum cu 60 de angajați. Acum au rămas doar 17 și nu sunt semne bune. Acum suntem loviți mai tare ca în pandemie. Costurile cu energia electrică practic ajung să te pună pe chituci. Dacă mai ai și producție, este nenorocire. Crește costurile de producție cu peste 30-40%. Cei care lucrează pe cuptoare electrice sau pe cuptoare cu gaze pun practic lacătul pe ușă. Pentru că nu poți să mai exigi, nu poți să crești într-atât prețurile ca să poți să fii pe ras să le și vinzi. Într-o situație similară este Olimpia Doru, care conduce o firmă care face articole din fibră de sticlă. Cu schimbări de prețuri săptămânale, lucru care ne perturbă activitatea și pe noi, dar și clienților noștri. Este foarte greu să faci previzionări de preț, este foarte greu să te angajezi la un contract de durată, iar piața îți arată că mai mult de atât nu mai poate. În primele 8 luni ale anului 2022 s-au închis 9600 de firme românești, cu 20% mai multe ca anul trecut. În același timp, numărul celor abia înființate rămâne constant, peste 100.000 în prima jumătate a anului. Rămâne de văzut câte dintre ele vor rezista. Tendința de a închide firme e de fapt un semn pentru începutul unei crize. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru că ele sunt mai mari față de anul trecut, care era un an de criză, da? Un an de pandemie. Am văzut creșteri la închiderea de firme în domenii precum agricultura, industria sau sănătate. Cele mai multe societăți închise sunt din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, ori aveau diverse activități profesionale și tehnice.